Iisus Hristos este Domnul. Amin. Slăvit să-i fie numele. Amin. Amin. Iată-ne la sfârșit de an. Ultima zi din an. Am ajuns cu toții în casa lui Dumnezeu. Amin. Acolo unde se cheamă numele Lui. Amin. Și acolo unde El se prezintă în mijlocul laudelor copiilor lui Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Vechiul Testament că atunci când poporul îl laudă pe Dumnezeu, El vine și își face un tron. Amin? Amin. Și același model îl susține Dumnezeu și astăzi, în Noul Legământ, în Noul Testament. El își face de cunoscută prezența atunci când copiii lui Dumnezeu îl laudă, îl glorifică. Amin? Amin. În același timp, Biblia spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent acolo. Amin? Amin. În același timp, Cuvântul lui Dumnezeu spune că mai mult face o zi în cursile Lui decât o mie în altă parte. Amin. 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 Și este un preț de plătit ca să fii în casa lui Dumnezeu. Amin. Amin. De multe ori prețul nu este ieftin, de multe ori prețul este costisitor, este scump, dar slăvit să fie numele, pentru că atunci când venim în casa lui Dumnezeu, cred că venim cu așteptare de a ne întâlni cu El. Amin. Cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Mai mult decât să ne întâlnim cu frații noștri. Da, este important și întâlnirea cu frații noștri. Este important și părtășia care trebuie să o avem cu frații noștri. Și acea părtășie care trebuie să o avem cu frații noștri trebuie să fie o părtășie dumnezeiască. O părtășie care să ne unească și care să ne zidească. Aceea este părtășia dumnezeiască, sfântă, desăvârșită. O părtășie care să ne înalțe și să ne ridice și să ne întărească în omul din lăuntru. Amin? Amin. Vă binecuvintez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și amin. În această perioadă am ajuns cu soția mea și cu cei trei copii pe care Dumnezeu ne-a dăruit de la capătul pământului aici în România. Și a fost un timp binecuvântat până la această dată. Am avut pe 17 decembrie, părinții mei au făcut 50 de ani de căsătorie și împreună cu familia am celebrat viața lor trăită împreună, lângă Domnul, pentru că în același timp cu ei au crescut 7 copii care a inspirat în cei 7 frica de Dumnezeu, care este începutul înțelepciunii. Amin. A inspirat în cei 7 copii al lor. Același timp, eu fac parte dintre ei, ca al 5-lea la părinți, dorința de a îl iubi pe Dumnezeu, nu doar cu vorba și cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Amin. Dorința de a îl urma pe Iisus Hristos, amin, pentru că aceasta este, de fapt, creștinismul. Amin. A urma pe Iisus Hristos, a dori să fii ca Iisus Hristos. De fapt, creștinismul este o relație cu Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos și cu ajutorul Duhului Sfânt. Creștinismul este să semeni cu Iisus Hristos. Amin. De fapt, celor primilor oameni care li s-a dat numele de creștini au fost celor din Antiohia. Pentru că semănau prea mult cu Iisus. Amin. Înainte ca să se dea numele de creștini, se numea despre oamenii care îl urmau pe Iisus Hristos, cei care umblă pe cale. Știți că Dumnezeu a avut și are și va avea o singură cale. Și calea este calea îngustă, calea sfințeniei, calea neprionirii, calea dreptății și în Vechiul Testament și Noul Testament. De aceea, haideți să-L urmăm pe Dumnezeu și în această ultimă zi din an și în zilele care Dumnezeu ni le va mai da pe acest pământ. Amin. În anii care vor urma, haideți ca inima noastră este să ne ducem mântuirea cu frică și cu cutremur până la capăt. Amin. Am primit acest mesaj cu câteva zile când eram la sora mea undeva la Kralovăț, la tabără, și am început să meditez la el și în primul rând acest mesaj mi-l predic mie și mai apoi vreau să las pe Duhul Sfânt să folosească cuvântul, pentru că Duhul Sfânt folosește și va folosi doar cuvântul să ne schimbe viața. Amin.
În această dimineață cred că ai venit la întâlnire cu Dumnezeu. Amin? Amin. Și din această întâlnire cu Dumnezeu tu nu vei mai pleca la fel. Amin? Amin. Viața ta nu va mai merge înapoi, ci va merge înainte, din slavă în slavă, din putere în putere, din credință în credință. Și cred și anticipez că acest mesaj să fie o încurajare pentru voi și pentru mine în același timp, în această dimineață. Amin. Duceți-vă mântuirea cu frică și cu cutremur până la capăt. Amin. Amin. Și vreau să citesc din Filipeni, capitolul 2, cu versetul 12, un singur verset, ca de început. Și vreau, înainte ca să citesc, vreau să cer binecuvântarea lui Dumnezeu peste acest timp de predicarea cuvântului. Amin? Amin. Doamne Tată, venim, haideți în picioare. Doamne Tată, venim în această dimineață, în unitate, ca un singur om, chemând numele Tău peste această Amin. Întâlnire. Doamne, avem nevoie de Tine, Duhule Sfânt. Amin. Duhule Sfânt, fii Tu cel care să iei vasul inimii mele sub controlul Tău, să-l umpli cu un de lemn proaspăt. Fie, Doamne, ca ungerea Ta să fie peste viața mea Amin. Și ungerea Ta să vină peste biserică în această Amin. Dimineață. Doamne, fie ca hainele noastre să ne fie haine curate, Amin. Doamne, Amin. Mă rog ca sângele Tău să ne curățească de orice impuritate a păcatului și mă rog ca orice duh al întunericului care s-a ridicat în această dimineață să conturbe și să distrugă lucrarea Ta să fie frânt și făcut fără putere. Amin, Doamne, trimite Tu îngerii Tăi, Doamne, la datorie în care i-ai pus în slujba noastră, în slujba celor care moștenesc mântuirea și împărăția Ta. Amin, trimite-i Tu ca să fie aici și să lupte lupta cea bună Amin. Pentru noi. Doamne, să lupte pentru cei mântuiți. Doamne, îți mulțumesc că în această dimineață vei aduce liberare. Amin. Doamne, îți mulțumesc că ești aici să mântuiești. Amin. Ești aici să vindeci. Ești aici să încurajezi. Ești Amin. Aici să întărești poporul Tău. Doamne, vorbesc, Doamne, peste această întâlnire o ușă de cuvânt, Doamne, Amin. Să o lași peste viața mea. Amin. Vorbesc ca cerul să se deschidă, Doamne. Amin. Și cu adevărat poverile, Doamne, să cadă la cruce, numele Lui Iisus. Amin. Doamne, Tu ai venit, Doamne, ca să iei poverile păcatului, poverile blestemului, poverile bolilor care s-au abătut peste rasa umană. Amin. Doamne, mulțumesc că Tu nu Te-ai schimbat. Tu ești același ieri, astăzi și în veci. Amin. Și ce ai făcut acum 2000 de ani faci și în vremea noastră. Amin, Doamne. Doamne, suntem gata să auzim de la Tine. Așa cum odinioară Samuel, micul Samuel a spus, învățat de preotul Eli, vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Doamne, și noi suntem dornici să auzim vocea Ta. Amin. Amin. Slăvit să fie numele Tău, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Iubiții mei, frați și surori în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și în același timp mă bucur că în anii trecuți am avut harul de a fi cu fratele meu Iulian într-o școală de ucenicie, în același timp într-o școală de formare de lideri pentru înființare de biserici în România. Și după ce am terminat școala aceasta, după 3 ani, din 2000 până în 2003, a fost școala, țin minte clar această dată, pentru că în 2000 am fost la Cluj și după ce am terminat la Cluj, acolo la YM, la Tineri pentru Misiune, fratele pastor Daniel m-a așteptat și m-am înrolat și eu în această școală. N-am terminat-o toți care am început-o, dar care am terminat-o, mulți dintre acei studenți sunt în lucrare astăzi. Și de ce? Pentru că Dumnezeu a pus în noi focul Lui, a pus în noi viziunea Lui și a pus în noi dragostea Lui Dumnezeu pentru oameni. Amin. Amin. De fapt, dacă vreți, de la Geneza până la Apocalipsa este un singur mesaj pe care Dumnezeu îl trage ca un fir roșu. Dumnezeu Tatăl și-a dorit creația Lui înapoi. Dumnezeu Tatăl și-a dorit creația Lui înapoi. Amin. Amin. Noi am fost creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu Amin. Ca și oameni, dar prin păcatul adamic, acea imagine a Lui Dumnezeu a fost ștearsă din om. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, la împlinirea vremurilor, L-a trimis pe Iisus Hristos ca singurul miel fără cusuri, singura jertfă desăvârșită, ca să își spășească plata păcatelor omenirii, să ia asupra Lui blestemul, păcatul, bolile, nenorocirile care s-au abătut asupra rasei umane din cauza
că omul a căzut la examen. Dar slăvit să fie numele că prin Iisus Hristos, acea imagine, acea valoare, acea glorie care omul a pierdut-o în grădina Edenului s-a reîntors. Și oricine cheamă numele Domnului, Biblia zice că va fi mântuit. Amin. Oricine crede cu inima lui și mărturisește cu gura lui că Iisus Hristos este Domnul, va fi mântuit. Amin. Amin. Prin Iisus Hristos afirm toate lucrurile acestea pentru că este important ca să auzim adevărul, pentru că adevărul ne va face slobos. Amin. Prin Iisus Hristos, doar Iisus Hristos este singura cale care te va duce la Tatăl. Pentru că El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, aleluia. El a spus, el este singura ușă de a intra în staulul oilor, amin? Nu există o altă cale, o altă ușă, o altă persoană, o altă soluție de mântuire. Doar Iisus Hristos este soluția de mântuire. Doar El, Tatăl a trimis pe Iisus Hristos ce a avut mai scump, amin? Și prin Iisus Hristos, aleluia, dacă tu îl primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, El te naște din nou, din apă și din Duh, în omul tău dinăuntru, aleluia. Și din nou, fiind născut din nou, tu ai abilitate să-L auzi pe Dumnezeu. Amin. Și amin. Tu ai abilitate de a intra prin Hristos în prezența Lui. Amin? Amin. Și iată-ne ca și slujitori al lui Dumnezeu și în același timp dornici să vă slujim dumneavoastră. De ce? Pentru că semnul însemnul slujitorului nu este avonul. Însemnul slujitorului este prosopul. Și regele nostru, mentorul nostru suprem, ne-a dat o lecție în persoana Domnului Iisus Hristos. A luat prosopul și le-a spălat ucenicilor picioarele. A fost o lecție de smerenie pe care Iisus Hristos ne-a învățat. Și El i-a învățat pe ucenici și le-a zis că cine vrea să fie cel mai mare, să fie robul tuturor. Amin? Amin. În zilele trecute am predicat la o biserică în Parța, lângă Timișoara, despre însemnul regal. Și însemnul regal este smerenia. Iisus Hristos a avut acest însemn regal și a dovedit-o prin nașterea Lui, a venit într-o iesle, da, smerit, a dovedit-o prin viața Lui și a dovedit-o prin moartea Lui. El a avut acest însemn regal smerenia. De aceea fiecare să căutăm acest însemn regal smerenia. De ce? Pentru că Biblia zice că celor smeriți Dumnezeu le dă har. Amin. De aceea noi ca slujitori nu ne atragem gloria nouă, ci o îndreptăm către El. Lui se cuvine toată gloria, toată lauda, toată slava, toată mărirea. Și noi ca ucenicii fratelui păstor Daniel am învățat asta. El tot timpul ne-a învățat să îi dăm toată gloria lui Dumnezeu. Amin? Amin. Nu, noi suntem doar niște vase de lut în mâna olarului, doar niște vase disponibile, nu perfecte. Perfecți vom fi doar în cerul Haleluia. Amin? Amin. Pentru că Biblia zice când îl vom vedea pe El, vom fi ca El. Haleluia. Amin. Amin? Amin. Pentru că, vedeți, mântuirea are de-a face, atunci când l-ai primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, are de-a face cu trei etape. Justificarea. Prin Iisus Hristos, Dumnezeu te-a justificat. Ești drept. Când Dumnezeu se uită la tine, se uită și vede un păcătos iertat. Haleluia! Amin. În același timp, sfințenia. Sfințenia, procesul ăsta de sfințenie se va termina doar când vei ajunge în glorie, în prezența Tatălui. Când îl vei vedea pe Iisus Hristos. Doar atunci se va termina procesul de sfințire. Și a treia etapă a mântuirii, dacă vreți, este glorificarea noastră. Amin. Vom primi trupuri de slavă, de glorie. Aleluia. Și vreau să încep să citesc cuvântul. Și pare că l-ai pus aici. E mult mai ușor pentru mine să-l citesc. Astfel, dar, în Filipeni 2:12, prea iubiților, cum îi numea Pavel pe sfinți, pe biserică, pe ucenicii lui, pe copiii lui spirituali, prea iubiți. Adică suntem valoroși, amin? Amin? Dumnezeu ne spune astăzi că suntem prea iubiți, aleluia. După cum toate, totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Amin. Duceți, aleluia, acesta este titlul mesajului, duceți,
duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Adică continuă în procesul acesta de sfințire. Amin. Amin. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Ispita de a ne considera deja ajunși la țintă, adică deja glorificați, ne urmărește pe fiecare dintre noi, și pe pastor, și pe apostol, și pe ușier, și pe toți. Nici apostolul Pavel n-a scăpat de ea. De aceea el le scria filipenilor, și asta vedem în Filipeni capitolul 3 cu versetul 12 și 15. Vreau să citesc altă referință. Filipeni capitolul 3, versetul 12 și 15. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Amin. Amin. Haideți ca să învățăm de la Apostolul Pavel, apostolilor, neamurilor, lăsând toate lucrurile în urma noastră, toate lucrurile care ne-a tras în jos, care ne-a distras atenția de la ținta și de la ținta și căpetenia desăvârșirii noastre, care este Iisus Hristos, lasă-le acolo, lasă-le la cruce și aruncă-te spre înainte, spre premiul. Amin. Fie ca această ultimă zi din acest an să fie o retrospectivă a vieții dumitale, dar în același timp să fie o motivație de a continua pe această cale a credinței. Amin. Pe care urmașii noștri au mers pe ea și chiar au alergat pe ea chiar cu prețul vieții. Amin. Amin. În această vreme în care noi trăim, pot să afirm că lumea se află în două realități sau în două sfere sau în două delimitări. Una este zona de conflict și alta este zona de confort. În zona de conflict a lumii noastre, frații noștri care îl iubesc pe Iisus Hristos sunt dați morți din pricina numelui Iisus Hristos. Sunt omorâți. Li se pune în față viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul. Li se pune în față dacă vor să trăiască, să se lepede de Iisus sau dacă nu vor muri. Și foarte mulți dintre ei, slăviți să-i fie numele, stau tari în credință chiar în fața morții. Amin? Amin. Și asta o vedem anii trecuți, vedem pe și știm cu toții ce s-a întâmplat la știri, nu? S-a arătat și în Australia și aici, acum cei 21 au fost decapitați și li s-a luat capul jos, dar unul dintre ei n-a fost creștin. A fost cu ceilalți creștini la oaltă și când acest om a văzut că toți aceștia sunt creștini și toți aceștia stau tari în credință, i s-a dat și lui ocazia să trăiască la cel care n-a fost creștin și a spus așa, Dumnezeul lor este și Dumnezeul meu. Și eu cred că acea zi a fost ziua mântuirii pentru acel om și în același timp a fost ziua în care el a intrat în glorie și s-a întâlnit cu Iisus. Așa cum acel tâlhar de pe cruce a apelat la Iisus Hristos și l-a rugat pe Iisus Hristos că atunci când va ajunge în împărăție să-și aducă aminte de El. Viața aceasta este scurtă, Biblia zice, și plină de necazuri. Și detașarea între, spuneau oamenii care chiar au avut experiențele aceștia ieșite din trup, este, moartea este o vamă, o detașare a Duhului de trup. Moartea nu este dureroasă, suferința este, dar moartea este ca treci printr-o vamă, din lumea aceasta în lumea cealaltă. De aceea, noi suntem foarte vulnerabili ca oameni. Haideți să ne ducem mântuirea cu frică și cu cutremur până la capăt, amin? Haideți să învățăm de la înaintașii noștri, care au plătit chiar cu prețul vieții, ca
ca ei să ajungă în slavă cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, ca ei să ajungă să fie glorificați. Nu este suficient ca început bine pe calea credinței. Trebuie să și sfârșim bine. Amin? Amin. Și aceasta este o motivație în această ultimă zi din an, ca să ne renoim legământul față de Dumnezeu și să alergăm cu foc și cu pasiune pe această cale a credinței. Ce poate determina pe un om care a gustat din bucuria mântuirii, care a alergat un timp pe calea cea îngustă, fraților și surorilor, să se oprească din alergarea spre țintă? Se pune întrebarea. Una dintre cele mai triste constatări făcute de Dumnezeu în legătură cu starea bisericii sale poate fi găsită în scrisoarea către biserica din Sardes, biserica din perioada Reformațiunii. Și asta vedem în Apocalipsa 3:1, în ultima carte a Bibliei. Și haideți să vedem ce vorbește Domnul acestei biserici. Și haideți să luăm învățătură din această scrisoare. Și aici spune în Apocalipsa 3:1, Îngerul bisericii din Sardes scrie, iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Deci vedem că Dumnezeu știa faptele lor. Știa că îi merge numele că trăiește, dar era mort. Adică, în fața lui suntem goi și descoperiți. De Dumnezeu nu putem să ne ascundem. Poate de păstor, poate de mama, de tata, de bunicul, de bunica, de fratele, de sora, putem să ne ascundem. Putem să pozăm sfinți, mântuiți, dar de fapt, în fața lui Dumnezeu, noi nu avem niciun zi de protecție. El ne cunoaște. În fața lui suntem goi și descoperiți. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort, a spus acestei biserici. Îngerul bisericii din Sardes scrie, iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele, știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Da, în exterior totul pare să fie în regulă, de multe ori, da? Față de oameni. Cămașa poate ne este călcată, costumul este bine pus la punct. Suntem poate prezenți la toate activitățile din biserică, poate suntem și ești un bun mânuitor al cuvântului lui Dumnezeu, poate ești un bun administrator în casa lui Dumnezeu, poate ești activ în multe activități ale bisericii care se văd. Dar oare lucrarea mântuirii, acea lucrare tainică, cunoscută doar de tine și de Dumnezeu, își mai urmează drumul ascendent? Am început toată dată bine cu Dumnezeu, dar este important să continuăm din slavă în slavă, din putere în putere, din credință în credință. De aceea este important acest sfârșit de an să ne analizăm viața, să vedem unde suntem pe calea mântuirii, pe calea credinței. De ce mulți, se pune întrebarea, de ce mulți oameni nu reușesc să ducă mântuirea lor până la capăt? Și aici avem câteva motive. Unul este dezamăgirea, al doilea este pofta, al treilea este, dacă vreți, mândria și mulțumirea de sine și al patrulea este Iisus și cuvântul Său. Și haideți să fim receptivi la aceste puncte care vreau să le ating fugitiv în această dimineață. Primul este dezamăgirea. Diferența dintre așteptările, dorințele și aspirațiile pe care le nutrim și realitatea care este deosebit crudă, cu cât această diferență este mai mare, cu atât dezamăgirea este mai profundă. Îmi imaginez trăirile sufletești pe care le-au avut izraeliții la trecerea Mării Roșii. Și acum voi aduce
puțin experiența poporului, poporului evreu. Și haideți să luăm învățăminte din trăirea poporului evreu, din captivitatea, ieșirea din captivitatea țării robiei, care este Egiptul, și să vedem cum au parcurs ei pustia, care era țara nimănui, și cum au ajuns ei în Canaan. Și dacă vreți, aceasta poate să fie și pentru noi o lecție în ceea ce privește traseul mântuirii noastre. Începând cu Dumnezeu, aici pe pământ, și terminând cu El în Canaanul Ceresc. Amin. Israeliții au avut multe trăiri sufletești și au început aceste trăiri începând din captivitatea și din robia în care au fost acolo în țară. Dar în același timp ei au fost eliberați din țara Egiptului și vom vedea aceasta, că totuși Egiptul n-a fost scos din ei. Au ieșit din țara robiei, dar totuși robia a rămas în ei. La trecerea Mării Roșii, după ce au fost botezați în apele mării, după ce au fost martori unor miracole divine, care i-a transformat dintr-un popor de sclavi într-un popor de oameni liberi, acest popor au ajuns pe tărâmul celălalt al mării și s-au crezut ca și ajunși în Canaan. De multe ori noi, când îl primim pe Iisus și gata, El ne-a justificat, gata, noi ne credem, gata, drumul nostru s-a sfârșit. Suntem mântuiți, salvați, haleluia, nu ne mai putem pierde mântuirea. Este o filozofie care se propagă în creștinism și filozofia aceasta sună în felul următor. Unii merg pe varianta aceasta. Cât de aproape să fiu de prăpastia păcatului și totuși să fiu cu Dumnezeu. În același timp, cealaltă parte a creștinilor care au alt crez, este cât de departe să fiu de prăpastia păcatului și cât de aproape să fiu de Dumnezeu. Pe care o alegi? Asta. A doua, da? Da. Pe calea mântuirii, asta este cea mai bună variantă și cea mai sigură. Nu te juca cu focul, că te vei arde. Amin? Amin. Și asta le-am dat învățăminte, una dintre învățăminte la copii. Nu te juca cu focul, nu te juca cu curentul. Da? Focul și are rolul lui. Curentul și are rolul lui, atâta timp cât le folosești cum trebuie. De aceea nu te juca cu păcatul, nu te juca cu deapocăința. Că te poate costa pierderea mântuirii. Mântuirea se poate pierde. Unii zic că odată mântuiești, ești mântuit. Nu, aia este o falsitate. Tu trebuie să-ți duci mântuirea cu frică și cu cutremur până la capăt. Adică, mântuirea este pe gratis, da? Dar, acel dar al lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos și în care este viața veșnică, este, Dumnezeu ne l-a oferit în dar. Dar haideți să nu ne batem în joc de darul lui Dumnezeu. Amin? Haideți să-L prețuim. Există o parte dumnezească în mântuire și există o parte umană. Și partea umană este de a fi mulțumitor lui Dumnezeu, de a aprecia. Amin? Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. În această dimineață. Ei s-au crezut ca și ajunși în Canaan după ce au trecut prin Marea Roșie, da? Și au experimentat extaz, bucurie, imnuri de laudă. Probabil că acea cântare a lui Moise pe care au cântat-o toți ca popor evreu s-a auzit până la porțile lui Faraon, probabil au cântat cu tot ce erau în ei de bucurie. Da? Dar în același timp, israeliții au scăpat însă ceva din vedere, un lucru important. Lucrarea mântuirii lor era de abia la început. De aceea Pavel a afirmat și a încurajat biserica: duceți
mântuirea cu frică și cu cutremur până la capăt. Era de-abia la început lucrarea de salvare a poporului evreu din captivitatea egipteană. Înainte de a intra în Canaanul promis, mai aveau de traversat un pustiu ostil. Nimeni nu ne place pustiu. Toți am vrea să ajungem direct în Canaan, în țara în care curge lapte și miere. Dar uitați-vă că Dumnezeu i-a trecut prin pustiu și pustiu este mai numit țara nimănui. Un loc în care ei au învățat să depindă de Dumnezeu. Și un loc în care, de fapt, ei au fost goliți de mentalitatea de rob. Și au fost, interesant că doar doi, vedeți că nu majoritatea a intrat în Canaan, doar doi, Iosua și Caleb, au intrat în Canaan. Doar doi din generația care au fost scoși din țara robiei au intrat în Canaan. Restul au murit acolo. Doar generația care s-a născut în pustie și care a putut să îmbrățișeze mentalitatea de moștenitor a intrat cu Iosua și cu Caleb în Canaan. Înainte de a intra în Canaanul promis, noi vom traversa și tot timpul și în viața de azi a creștinilor, Dumnezeu îngăduie pustia. Dumnezeu îngăduie pustia pentru că pustia ne ajută să devenim dependenți de Dumnezeu. Acolo, în pustie, se va produce zdrobirea noastră, se va produce a muri față de noi înșine. Amin? Amin. Amin. Și mai aveau de înfruntat în același timp în pustie pericole neprevăzute, amaleciții, da? Popoare ostile, care puteau ataca oricând, șerpi veninoși. În același timp ai deșertului, lipsa de apă, da? Oboseala, lipsa de mâncare. Înainte de a intra în țara promisă, izraeliții trebuiau să treacă prin școala pustiei, care trebuia să transforme un popor de sclav, haleluia, într-un popor liber, un popor de luptători. Multe biserici din vremea noastră sunt în acest proces al mântuirii, sunt cu Dumnezeu, dar totuși nu sunt liberi. El vrea ca biserica lui să experimenteze libertate în Hristos și în Duhul Sfânt. Amin. Și noi, bisericile care credem că Dumnezeu le-a creat ca un burduf nou. Eu cred că această biserică este un burduf nou. Pentru că au fost oameni în trecutul dumneavoastră și trecutul meu care au deselenit un ogor nou. Și acest ogor nou a fost deselenit, a început să fie deselenit începând cu anii 90. Amin. De ce? Pentru ca dumneavoastră și eu să alergăm mai ușor pe calea credinței. Amin. Și să fiți recunoscători și mulțumitori pentru oamenii care au plătit prețul și care au adus această revelație că Dumnezeu vrea ca biserica lui